Apar noi detalii în cazul crimei din Arad, acolo unde un bărbat și-a ucis soția cu bestialitate într-un moment de furie. Când a realizat ce a făcut, bărbatul a decis să-și pună capăt zilelor. Descoperirea șocantă a fost făcută chiar de copilul celor doi, iar strigătele de groază ale acestuia au alertat vecinii. Acum ancheta duce spre un secret sumbru de familie. Vă avertizăm că urmează informații cu un puternic impact emoțional. Crima teribilă a zguduit liniștea comunei. Vecinii spun că cei doi bătrânei erau cunoscuți ca un cuplu religios cu frică de Dumnezeu. Un secret de familie însă pare să-i ajute pe anchetator să pună cap la cap piesele acestui caz misterios. Din spusele localnicilor, bărbatul ar fi rămas cu traume după ce fiul lui a provocat un accident rutier și a fost condamnat la închisoare cu executare. De atunci, omul liniștit pe care îl știau apropiații s-ar fi transformat într-o persoană cu răbufniri necontrolați. Coincidența macabră face ca trupurile nensuflețite ale celor doi pensionari să fi fost găsite chiar de fiul lor. Ajuns acasă, de la serviciu, acesta avea să trăiască șocul vieții în momentul în care a dat peste cadavrele părinților săi. Țipetele sale de groază au dat alarma în toată comuna. Imediat ce au aflat ce s-a întâmplat, vecinii au sunat disperați la 112, iar locul crimei a fost împânzit în scurt timp de polițiști și criminaliști. Anchetatorii au dat peste o casă complet vandalizată, însă nu au găsit amprente vreunui străin. Asta i face să creadă că locuința a fost devastată în timp ce victima se lupta cu agresorul sau într-o criză de furie a acestuia. Polițiștii au scotocit întreg perimetrul în căutarea unui indiciu care ar putea explica de ce bărbatul a recurs la un asemenea gest. Acesta nu a lăsat în urmă niciun bilet de adio în care să explice de ce și-a pus capăt zilelor după ce și-a omorât în bătaie soția cu care trăia de zeci de ani. Întreaga comunitate este în stare de șoc. Vecinii și apropiații familiei nu își pot explica cum o asemenea tragedie s-a putut întâmpla în comuna lor, fără ca cineva să aibă cea mai mică bănuială. Trupurile celor doi soți au fost duse la Institutul de Medicină Legală, iar polițiștii continuă cercetările. Cazurile de violență extremă iau amplare în România. Numai în ultimele zile am avut trei cazuri de crimă, toate de violență domestică. În Oradea, o femeie a fost ucisă.